Martorul petrecerea și povestește detalii șoc despre casa lui Gheorghe Dincă. Bărbatul povestește că într-o zi l-a ajutat, l-a crăpat lemne pe suspect, iar acesta l-ar fi trimis în casă după o sticlă de băutură. Martorul era cât pe ce să confunde camera în care se afla, să confunde băutura care se afla într-o altă cameră. În acel moment, Gheorghe Dincă s-ar fi panicat și ar fi început să urle la el, încercând pe cât posibil să-l îndepărteze de acea încăpere. Martorul crede că în acel moment Luiza ar fi fost ținută captivă de către Dincă în acea cameră. M-a sunat, hai băi, că el nu jura, nu nimic, că l-aș plua mine, hai că mă las. La porumbe acolo și mi-a zis el, mi-a trebuit și sticla aia de vișinată de acolo, din casă. Și că să intru în casă acolo, să intru în cameră acolo. Zic că nu acolo, nu acolo, am început să mă, nu să mă înjure, a zbierat tare la mine. Nu, 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 du-te mai în față, du-te mai în spate, mai în spate acolo. Asta a fost, înțelegi? Dar nu s-a auzit nici chirăin, nimic. Și asta cred că era când era Luiza acolo. Da, da. Mai iunie am fost acolo eu.